Tema din această seară o avem atât din versetul numărul 2, cât și din 4. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăuderoși, trufași, și apoi avem în versetul numărul 4, îngânfați. Să ocupăm locurile. Dacă putem pune PowerPoint. Am grupat în această seară trei termeni care sunt din aceeași familie, o să descoperim imediat, că a fi lăudăros, trufaș și îngânfat sunt expresiile, de fapt, a omului iubitor de sine, omul care se iubește pe sine, își exprimă această dragoste de sine, lăudându-se. Și apoi, el este trufaș și îngânfat. O să vedeți două cuvinte care par sinonime, ce diferență mare este între ele, pentru că limba greacă este, a fost, de fapt, mult mai bogată ca și limba noastră în a exprima stările acestea de lucruri. Dar haideți să începem cu lăudăroșii. În limba greacă este alazones. Alazones înseamnă un cuvânt foarte interesant. Rădăcina acestui cuvânt vine de la a se rătăci, a rătăci. Când te lauzi, te rătăcești de la modestie, de la adevăr, de la bunul simț. O iei razna, o iei pe lângă adevăr. În dicționarul explicativ al limbii române spune că lăudărosul este omul care are obiceiul de a se lăuda, căruia îi place să se laude cu orice prilej. Un sinonim a acestui cuvânt este fanfaron. Fanfaron probabil vine și de la fanfară. Îți trâmbițezi, nu? Calitățile și te lauzi cu ceea ce ai, ceea ce ești. Este foarte interesantă limba noastră română, cât de bogată este în domeniul acesta, pentru că descoperim imediat că a fi lăudăros înseamnă, sunt câteva expresii extraordinar de interesante, a se bărberi, cineva care se bărberește, el se laudă, nu? A-și burzului creasta, ca un cocoș care își ridică creasta în sus, a fi cocoș este un altă expresie, aș da aere, ifose, a se da artist, artizan, crocant, grande, lebădă, mare, rotund, a face pe boierul, pe nebunul, și expresia asta este excepțională, zice, a fi cu borșul la foc și cu peștele în iaz. Este absolut excelentă expresia, deci ai pus de ciorbă, dar peștele încă este în iaz. A se împăuna, ai muri cuiva lăudătorii, ți-a auzit? Când un om se laudă, înseamnă că i-au murit lăudătorii și trebuie să o facă el săracul, nu dacă ăștia-s morți. Aș ține nasul pe sus, a umbla cu nasul pe sus, a se umfla în pene, a se lăsa umflată pipota, îi se umfla pipota. A nu-și vedea lungul nasului. Astea sunt câteva dintre expresiile care, de fapt, explică exact acest termen a omului care se laudă. Lăudărosul, de fapt, spunea cineva, se poate să se laude cu ceea ce a făcut el, cu realizările sale, cu afacerea pe care a încheiat-o, cu posesiunile sale, realizările, școlile, pozițiile sale, cunoștințele, relațiile lui, nu? Are pe cineva sus, ăsta tot timpul are pe cineva sus. Cu toate că toate astea le spune ca să impresioneze pe alții, să creeze o impresie. Lăudărosul este cel care pretinde că are ceea ce de fapt nu are, că a făcut ceea ce nu a făcut și că este ceea ce nu este, cine nu este. Lăudărosul este persoana care se împinge în față de fiecare dată, vrea să stea în fruntea altora,
prin pretențele sale înșelătoare și prin minciunile lui. În primul rând, oameni care pretind că sunt educați și deștepți atot știutori. De aici se nasc toate diplomele false, titluri, doctor specialiști în temir ce, titluri cumpărate pe bani, lucrări plagiate, doctorate de 25 de dolari, așa cum am văzut la un păstor undeva un titlu de doctor pus pe perete, am spus, de unde l-ai? Că știam bine că n-am fost la școală de loc, zice, 25 de dolari a costat. Aranja și mie chestia asta, că se poate aranja foarte repede. Ordinări false, diplome false, seminarii internaționale. Unul dintre cazurile cele mai de scandal din câte am văzut eu, un prim-ministru al României a venit în America, chemat de o universitate, domnule, să-i dea o diplomă honoris causa. Și Betu Ciorbea a venit din România, domnule, până în California, unde un șmecher care avea un institut așa de învățământ în garaj, i-a făcut o diplomă lui ăsta și i-a dat-o, domnule, și ăsta a plecat foarte fericit acasă. Ce diferență era între ăsta și Elena Ceaușescu, nu? Și Ceaușescu care căpătau diplome pentru temir ce, nu? Era un banc destul de cumplit, cei doi se plimbau cu caleașca prin București. Și au trecut pe lângă Academia Română. Și ea l-a întrebat, genicule, noi avem diplome de la ăștia. Păi zice, tu ai că ești academician, mie nu mi-au dat. Păi zice, ia trimite-l pe căruțaș, să îi dea și lui o diplomă. A venit cu diploma, după care Elena, care avea idei, zice, trimite-l să dea și la cai, la cei doi cai. S-a dus acum căruțașul să ceară diploma și pentru cai. Și ăla de acolo a zis, dacă îmi dat la doi boi, dau și la doi cai. Nici o problemă. Dau diploma și la cai. Gândiți-vă la politicieni care pretind că au soluții pentru fericirea noastră, nu? Ne vor face fericiți de numai să-i votăm. Oameni de afaceri care pretind că au produsele care ne vor face sănătoși, frumoși, bogați, fericiți, împliniți, tot ce ne trebuie, nu? Numai să le cumpărăm. Gândiți-vă la liderii religioși care pretind că au noi revelații. Au daruri speciale, care sunt mai spirituali decât noi ceilalți. Gândiți-vă la câți proroci mincinoși, câți dascăli mincinoși. Eu mă gândeam acum cu scandalul ăsta din România, unde au fost profeții, domnule, că puteau să-l dea pe homosexualul ăla pe față de multă vreme, dacă era unul autentic, nu? La n-au fost numai din ăștia de vrajă, nu? De laudă. Am auzit pe unul care s-a lăudat că a citit Biblia de 53 de ori. Nu știu dacă are 50 de ani, dar a citit-o de 53 de ori. Am fost martor și am fost într-o emisiune de televiziune și mi-a crăpat obrazul de rușine când unul dintre colegii mei, pastori, s-a lăudat că el studiază Biblia cel puțin 10 ore pe zi. Nu mi-a venit să cred. 10 ore pe zi. Dacă ar fi studiat-o măcar o oră, și-ar fi dat seama de erorile teologice care le răspândea. Da, nu cred că o citise nici măcar o dată, o oră pe zi. În România am cunoscut pe unul care se lăuda că postește 4 zile din 7 pe săptămână. Am fost foarte mirați și l-am admirat pe omul ăsta extraordinar, doctor. Până l-am prins că oriunde mergea în comunitățile românești, viola, ba câte o fată, ba câte o soră din biserică. Ok? Când am sunat și-a ridicat telefonul nevastă, s-a umflat o râsul.
când am spus că vreau să vorbesc cu doctor, când a auzit de doctor, a umflat râsul, că știa bine ce fel de doctorii bărbate sunt. Am cunoscut în România un om care se lăuda, care are niște revelații așa de speciale, că umbla la cafea cu Domnul pe fundul Oceanului Atlantic. Am fost la Dej într-o biserică și alături de mine stătea păstorul bătrân al bisericii când ăsta spunea de la amvon: ce am văzut azi noapte carul de biruință lui Dumnezeu, numai o badă din roata carului era cât biserica aia. La care fratele păstor de lângă mine, bătrân, care îl știa, zice: aia o să te calce pe tine. Aia o să te calce pe tine. Toți am avut de-a face cu oameni de genul ăsta care să dau ceea ce nu sunt. Și unii ne-au păcălit, unii ne-au luat banii, unii cine știe ce alte lucruri au făcut. Sunt câteva proverbe și zicători populare excelente în domeniul ăsta. La pomul lăudat să mergi cu sacul spart, spune românul. Okay? Du-te cu sacul spart, că n-ai ce culege din pomul ăla lăudat. Și apoi știți aia, lauda de sine nu miroase a bine. Sunt câteva exemple în Vechiul Testament de lăudăroși. O să trec rapid printre ele. Unul dintre ele este Simon Magul. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 9 la 11. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat, vrăjitor. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samarie, toți de la mic până la mare îl ascultau cu luarea minte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, ceea care se numește mare. Mare, asta nu era... Îl ascultau cu luarea minte și pentru că multă vreme îi uimise cu învățăturile și vrăjitoriile lui. Când a văzut că Duhul Sfânt se capătă prin punerea mâinilor, omul a zis că exact asta îi mai lipsea lui, să fie foarte mare, s-a dus să dea bani apostolilor, să-i dea și lui darul ăsta, nu? Ca să facă minuni și mai mari. Și apoi Petru i-a zis foarte clar: banii tăi se piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba asta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, că își văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Fapte 8 cu 19 la 23. Un alt om din Vechiul Testament de data aceasta este împăratul Ezechia. Este vindecat miraculos de Domnul, dar este un capitol special despre fudulia lui Ezechia, despre lăudăroșenia lui. Nu? E vindecat, sănătos, tun, Domnul a făcut o minune. Vin o delegație de la împăratul Babilonului, Berodac Baladan îl chema, a trimis o scrisoare lui și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe sol și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul, aurul, mirodenele și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu-i fie arătat Ezechia în casă și toate moșiile lui. Hai să-ți arăt cine sunt eu, ce am eu, nu? Să-ți arăt eu cine sunt eu. A venit Isaia și a spus: știi ceva, împărate? Toate astea care le-au văzut babilonienii, o să plece în Babilon. Bine că le-ai arătat. Ăștia știu după ce o să vină, acum când o să vină. Un alt om mândru din Vechiul Testament este Nebucadnețar, împăratul Babilonului, nu? S-a plimbat într-o zi pe terasele împărătești și a văzut tot Babilonul. Și ascultați, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească? Prin puterea bogăției mele și spre slava mărăției mele. Ascultați cuvintele unui lăudăros, unui îngânfat. Cuvintele lui Dumnezeu spune foarte clar:
Zice, nu sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas a coborât din cer și a zis, află împărate Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremuri până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea el. Până înveți lecția, ai nevoie de puțină umilință, dacă ești așa de mare și așa de bogat și așa de grozav. Lauda este păcătoasă. Nu știu dacă se vede bine imaginea aia, dar este unul care face o binefacere și își face poze, nu? Probabil le pune pe Facebook. Nu? Laudele cu dărnicia, pozele acelea absolut groaznice acelora care dau o pungă de ceva cuiva și își fac o poză cu punga și cu oamenii aceia pe care îi umilesc încă o dată. Ei sunt la făcut bine cu aparatul de fotografiat. Emiterea aceea de pretenții pentru binele care le-ai făcut altuia, nu? Fiecare am pățit asta. Păi, nu ți-aduce aminte cât ți-am dat eu $20 când ai venit în America? Așa mi-a scos ochii cineva într-o zi. Am zis, ba, mi-aduc aminte, apreciez, dar eu am crezut că ai dat Domnului. Uite, ai bani înapoi și am dat bani înapoi. Pentru că atunci când am venit în America, a făcut și el o faptă bună, Domnule. Și eu, nerecunoscătorul, nu? Trebuia să-l ordinez sau să fac diacon sau ceva, nu? Dacă mi-a dat $20. Toți ați trecut pe aici și știți bine despre ce vorbesc. Câteva versete biblice. Unul este Proverbe 25:14. Ca norii și vânturi fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Proverbe 25:14. În Matei 6, versetele 2-4, tu dar când faci milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea ta, nu pune pe Facebook, nu te lăuda, nu povesti de la amvon ce grozav ești tu și pe cât ai ajuns tu, ok? Cum fac fățarnicii în sinagogi, se pare că e un obicei vechi ăsta, Doamne, de când întotdeauna, și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când faci milostenie să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Un alt cuvânt este aici din Matei 6, versetele 16 la 18. Cred că am trecut imediat la... Am trecut prea repede. Da, pentru al doilea punct este lauda cu spiritualitatea, cu postul și cu rugăciune. Când vrem să fim mai mulți, mai mult decât ceilalți. În Matei 6, cu 55 și 6, Domnul spune foarte clar, când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor. Pentru ca să fie văzuți de oameni, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Același lucru se petrece și cu postul. Iată ce spune Domnul Iisus, când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnice care sluțesc fețele ca să se arată oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu, dacă postești, unge-ți capul, spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Frați și surori, toți știm definiția aceea extraordinară a dragostei din 1 Corinteni, capitolul 13. Ați băgat de seamă că dragostea adevărată nu se laudă, nu se laudă, ea nu se laudă, ea este modestă,
Dragostea adevărată este modestă. În Tit 1 cu 16, Apostolul Pavel spunea, ei se laudă că mă cunosc, dar cu faptele tăgăduiesc că sunt o scârbă, nesupuși, netrebnici pentru orice faptă bună, spunea Apostolul Pavel. Apoi, sunt oameni care se laudă cu averile și cu realizările lor, cu banii lor, cu proprietățile lor. Nu vreau să fiu deloc, să supăr pe nimeni, Doamne ferește, dar credeți-mă, nu este deloc etic, nu este moral, nu? Stai lângă o soră care, dacă are $100 să-și cumpere o poșetă, e foarte fericită. Și tu îi spui că ta a făcut $10,000, nu? Nu? Nu vi se pare că e nu, mai mult decât ridicol, este ofensator, este jignitor, nu? Credeți că lui Dumnezeu îi plac lucrurile astea? Eu cred că noi ar trebui să fim foarte atenți cu aceste lucruri. Nu numai la asta, dar trebuie să ne uităm și la alte părți ale îmbrăcăminții noastre, că s-ar putea și să ne îmbrăcăm cu produsele unor creatori de modă care sunt niște stricați și homosexuali și niște mizerabili, cum nu pot să existe pe fața pământului alții mai urâți. Le cumpărăm produsele și probabil defilăm cu ele prin biserică, nu? Ar trebui să vedem și ce cumpărăm și de la cine cumpărăm, că s-ar putea să băgăm banii câștigați de noi prin sudoare în buzunarele unor descreierați și unor oameni corupți moral până în măduvă oaselor. Să nu mai vorbim politic cât de corupți sunt, nu? Iată ce spune Habacuc 2, versetele 4 la 5. Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană în el, că cel neprihănit va trăi prin credință. Ca și cel beat și semeț, cel mândru nu stă liniștit, ci își lărgește gura ca locuința morților. Este năsățios ca moartea, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele le trage la el. Un alt verset extraordinar este Psalmul 49, versetele 6 la 8. Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogățiile lor, bogăția lor cea mare. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Vai ce versete extraordinare! Vai ce versete extraordinare! Iacov 1 cu 10 spune foarte clar, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerenia lui, căci va trece ca floarea ierbii și el ca toți ceilalți oameni, să se laude cu smerenia lui. În al patrulea rând, lasă-te să te laude alții, ok? Lasă să te laude alții. Nu aștepta întotdeauna să impresionezi și să te lauzi tu. Nu stă bine, lasă să te laude alții eventual, nu? În 2 Corinteni 10 cu 12, Apostolul Pavel spune, negreșit, n-am îndrăzneala la să ne punem alături sau în rândul unora din acei care se laudă singuri. Dar e prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Omul care se laudă se compară cu el însuși, nu cu alții. În 2 Corinteni 10 cu 17, Apostolul spune, oricine se laudă, să se laude în Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care îl laudă Dumnezeu. Tit 1 cu 16, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă nesupuși, netrebnici pentru orice faptă bună. Și vreau să închei capitolul ăsta cu lauda păcătoasă,
ea distruge relațiile noastre cu ceilalți, distruge relațiile noastre cu ceilalți din jur. Am ajuns nebun, zicea Apostolul Pavel, 2 Corinteni 12, voi m-ați silit, dar voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși, cu nimic n-am fost mai prejos decât acești apostoli așa de minunați. Să lăudau cu niște apostoli foarte minunați, niște lucrători, niște vase ale Domnului. Și Apostolul Pavel zice, am ajuns nebun, am ajuns să mă silit să mă laud de unul singur, că voi lăudați pe alții care nu merită laudele, apreciați ceea ce n-ar trebui apreciat. Nu vă lăudați bine, spune Apostolul, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Am să mă dea încă un verset, Iacob 3 cu 14. Și dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Asta ne distrug relațiile dintre noi, relațiile bisericii. Ei, hai să mergem la al doilea termen, poate înrodit cu omul care se laudă cu lăudărosul, este trufașul, trufașii. Hiperefanos în greacă înseamnă excelent, grozav, arogant, proeminent, oameni peste măsură de mândri și orgolioși, aroganți, înfumurați, încrezuți, îngânfați. Iată ce spune dicționarul românesc despre trufaș. În primul rând, trufașul este un fudul, grandoman, infatuat, încrezut, înfumurat, îngânfat, megaloman, mândru, orgolios, semeț, țanțoș, vanitos, prezumțios, suficient, măreț, sâfnos, falnic, fălos, închipuit, fumuros, prea înălțat, zădarnic, bățos, înțepat, scrobit, apretat. Ce te ții așa apretat? Ce te ții așa scrobit? Nu? Este omul trufaș. Un alt grupaj de termeni extraordinar înseamnă mândru, orgolios, semeț, superb, manifestând dispreț față de ceilalți din jur, înseamnă apoi arogant, impertinent, insolent, irevențios, îndrăzneț, necuvincios, neobrăzat, nerespectos, nerușinat, obraznic, semeț, sfidător, sfruntat, țanțoș și țâfnos. Astea sunt o serie de termeni. Limba română este extrem de bogată când e vorba de asemenea caractere. Iată ce se spune, cel trufaș se crede superior altora. El se crede că este mai bun decât ceilalți. Este părerea sa despre sine, așa simte el în inima lui, dar pentru că e pocăit s-ar putea să arate foarte smerit și umil. Okay? S-ar putea să arate foarte smerit și umil. Asta nu se vede așa de bine pe din afară. Este înăuntru. Cred că cel mai bun exemplu biblic aici este vameșul și fariseul care se duc la templu și știți că fariseul se roagă. Stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Cred că se ruga și la sine, că Dumnezeu nu ascultă asemenea rugăciuni. Ce, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Hărăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul ăsta care stă aici lângă mine. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele, din mărar, din ismă, din cine știe ce. Wow! Spune Domnul că bietul vameș se bătea cu pumnii în piept și spune, iartă-mă, Doamne, pe mine păcătosul, nu? Și zice Domnul, ăsta a plecat, iertat acasă, dar nu primul. Primul a plecat acasă cu mai multe păcate cu care, decât s-a dus la biserică. Mulți dintre farisei vin la biserică
încărcați de păcate și pleacă cu mai multe păcate acasă. Trufia este păcatul luciferic. Trufia este păcatul luciferic. Iată ce spune Isaia 14, versetele 12 la 14 despre Lucifer. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost zborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miezei noaptei, mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel preanalt. Wow! Să sunt cuvintele trufiei, sunt cuvintele diavolului, Lucifer, de fapt și a anticristului care va veni. Este un verset în 1 Petru, capitolul 5, versetul 5-6. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, celor trufași, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui El să vă înalțe. Când îți ridici nasul pe sus, când ridici, eu știu, pretențiile trufiei, de fapt tu faci diavolie, faci ceea ce a făcut diavolul întotdeauna. Și Dumnezeu stă împotriva unei asemenea proceduri. Dumnezeu stă împotriva celor mândri și trufași. Iată ce spune Iacov, capitolul 4, versetul 5 și 6. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare, de aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor le dă har. Dar celor smeriți le dă har. Le dă har celor smeriți. În al treilea rând, creștinul trebuie să caute smerenia ferindu-se de trufie. Ferindu-se de trufie. Trebuie să umblăm după lucrurile smerite, ferindu-ne de trufie. Iată câteva versete, Romani 12 cu 16. Aveți același simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite să nu vă socotiți singuri înțelepți. Versetul ăsta conține o învățătură extraordinar de importantă. Galateni 6 cu 3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, să înșeală singur. Vai, ce verset extraordinar! În al patrulea rând, trufia ne conduce spre păcate mari. Ea fiind păcatul luciferic, ea conduce spre păcate mari. Cu toții știm, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari, spune Psalmul 19 cu 13. Mai am Proverbe 11 cu 2. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Și încă un verset, Proverbe 16 cu 18, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe 21 cu 4, privirile trufașe și inima îngânfată, această candela celor răi nu este decât păcat. Candela celor răi, inima îngânfată. Wow! Să iese lumina pe cărarea lor, nu? Îngânfarea, mândria. Dumnezeu va pedepsi exemplar pe cei trufași, pe cei mândri. Este un verset în Obadia, versetul 4, și aici mi se pare extraordinar. Chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturii, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, chiar dacă vă mutați pe Marte, nu, dorința lui Elon Musk,
tot te voi arunca jos de acolo, zice Domnul. Wow! Tot te voi arunca jos pentru mândria ta. Ultimul termen, o să trecem mai repede pe el, îngânfații. Foarte interesant că acest cuvânt vine de la o rădăcină care înseamnă a înora, a se întuneca, a înșela, a induce în eroare, a se îngânfa, a se comporta orbește sau prostește, a fumega, a arde încet mocnit. Bibliile românești mai vechi, de exemplu Testamentul de la Bălgrad, primul testament în limba română, traduce cuvântul ăsta îngânfați, orbiți de trufie. Orbit de trufie. Este ceva mai mult decât trufie, este unul care a orbit de trufaș este. Biblia catolică zice orbiți de mândrie. A fi îngânfat înseamnă a se mândri, a se fuduli, a se făli, a fi încrezut, a fi trufaș, a se infatua, a se înfumura. Sinonimele sunt și ele destul de interesante, dar iată o definiție pe care o veți găsi în dicționarul limbii române. Înseamnă fudul, grandoman, infatuat, încrezut, înfumurat, megaloman, mândru, orgolios, semeț, trufaș, țanțoș, vanitos, prezumțios, suficient, măreț, sufnos, falnic, fălos, închipuit, prea înălțat, zadarnic, bățos, înțepat și scrobit. Astea sunt cuvintele care vorbesc despre îngânfat, omul îngânfat. Îngânfatul este omul care se crede deasupra tuturora, prin cunoștințele lui, prin știința lui, prin averea lui, care n-are nevoie de nimic și de nimeni. Este omul atot suficient, el este autoritatea supremă în domeniul în care el este specializat, este atot suficient. Nu mai are nevoie de nimeni, și ascultați, nu mai are nevoie nici de Dumnezeu. El este deasupra tuturora, până și deasupra lui Dumnezeu. Asta este imaginea lui despre sine. Este îngânfatul, este omul orbit de mândrie, de trufie, plin de el însuși. Aici vreau să spun că îngânfarea este păcatul care distruge părtășia. N-am găsit altă imagine decât pe Obama și pe Biden, care au luat steagurile homosexualilor și au defilat pe coridoarele Casei Albe. De fapt, o să revenim la subiectul ăsta în studiile noastre biblice. Romani 12 cu 16, aveți același simțire unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Este îngrozitor să dai peste unul din ăsta și să încerci un dialog. La școală, la facultate, m-au obligat tovarășii, și când ne-au prins că suntem pocăiți, ne-au despărțit, eram trei, și pe mine m-au pus cu unul cu vreo 10 ani mai în vârstă decât noi, membru de partid, om așezat, nu? Să fie cu ochii pe mine tot timpul, care m-a fumat tot timpul, fuma în continuu. A fost o perioadă îngrozitoare și problema era că atunci când nu știa ceva și mă întreba, era o chestie foarte caragioasă. Ziceam, cum e cu asta? Și începeam să-i explic ceva și în momentul ăla mă întrerupea și îmi explica el totalmente denaturat ce era în capul lui. Deci, cu oamenii ăștia nu poți să ai un dialog pentru că ei imediat își impun punctul lor de vedere indiferent ce se discută. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Filipeni, capitolul 2, versetele 3 și 4, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite
nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Cu un îngânfat n-ai nicio șansă să lase ceva și în folosul tău. Totul este în folosul lui. În al doilea rând, îngânfarea este o dovadă a superficialității. Ignoranța este întotdeauna îngânfată. Țin minte că am trezit o adevărată controversă la seminarul de la București, m-au chemat la ceremonia de început de an la seminarul de la București și printre altele am spus studenților, oameni buni, dacă Dumnezeu vă va ajuta în anii aceștia de studenție să vă umilească cu lucrurile care n-ați reușit să le învățați, va face un mare lucru și pentru voi și pentru Biserica Pentecostală. Dar dacă însă vă veți îngânfa de bruma de lucruri care veți reuși să le învățați, veți fi o pacoste și pentru voi, dar și pentru Biserica Pentecostală. Oamenii care știu ceva sunt zmeriți, sunt umili, lăudăroșii și crainicii de televiziune, specialiștii care explică absolut toate lucrurile, sunt plini de mândrie, de șartă și nu dovedesc altceva decât ignoranța în care ei sunt, nu? În 1 Corinteni 8:2, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Știți ce se întâmplă? Cineva a zis că tot ce știm noi e un fel de sferă, e un fel de balon așa mare. Okay? Cu cât cunoaște mai mult, balonul devine mai mare, dar suprafața balonului care sunt lucrurile necunoscute crește și ea exponențial. Practic, cu cât cunoaștem mai mult, descoperim că cunoaștem tot mai puțin. Că tot mai multe sunt lucrurile care nu le cunoaștem. Și atunci, în fața acestui adevăr, nu poți să fii decât modest. Când toată cunoștința ta se reduce la un punct, nu? Punctul tău de vedere, nu? Atunci ne explici orice. Totul, pentru tine toate lucrurile sunt clare, totul e simplu. Dar asta e o dovadă a superficialității. Iată ce spune Apostolul Pavel în Galateni 6:3-4. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu e nimica, să înșeală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în cel ce privește pe el și nu cu privire la alții. Problema este că pentru o perioadă în lumea asta ni se pare că îngânfați o duc bine și sunt prosperi. Lor le merge bine și la noi vai șamarii. În Psalmul 73 este un psalm unde psalmistul zice, era să mi se îndoaie piciorul, era să pic de la credință, era să mă îndoiesc de toate lucrurile. Când am văzut, domnule, pe ăștia îngânfați, le crește ceafa de grăsime, zicea el, de aceea mândria le slujește ca salbă. Și asuprimea este haina care învelește. Și era să pic de la credință, era să, Doamne, Dumnezeule, nu cumva am o credință greșită, că numai a mea nu face bani, numai a mea nu mă duce la prosperitate, numai credința mea nu lucrează, nu? Ei, zice el, dacă nu am văzut ce se întâmplă după, nu? Când mor toți și cum ajung în fața lui Dumnezeu, și ce se întâmplă cu îngânfații ăștia și unde se ducă ăștia, am mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce sunt și am fost happy și am plecat acasă. Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 3:7 spune, nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Și ultimul verset, Isaia 51:21, este din lista celor vai, vai, care strigă Isaia, vai, vai, zice el, de cei ce se socotesc înțelepți
și să cred pricepuți, zicea el. Vai de ea! Lumea în care trăim noi este o lume așa de complicată, uriașă. Viața este scurtă, reușim doar puțin să înțelegem și să o cunoaștem. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat și să rămânem la cele smerite. Să ne ferim de laude deșarte, să ne ferim de îngânfare, să ne ferim de trufie. Le-am pus toate astea la oaltă pentru că ele sunt, au o legătură una cu cealaltă. Nu promit că voi face același maraton și joia viitoare ne vom ocupa probabil numai de un singur cuvânt, dar e important să le cunoaștem. Pentru că de cele mai multe ori folosim o serie de cuvinte din Biblie și nici măcar nu știm ce înseamnă. Poate că exercițiul ăsta ne va ajuta să aprofundăm și să înțelegem aceste lucruri mai mult. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara asta.